Bună ziua și bun găsit la știri! Iată care sunt cele mai importante titluri ale ediției. În premieră, la Gura Văii Festival Antic, bătălia dintre carpi și roman pe Via Angustia. Consiliul Județean Bacău, partener susținut al Oneștiului. Accident rutier la Filipești. Consiliul Local și primarul Comunei Gura Văii Silviu Tinei, împreună cu Asociația Veteres Milite Sibiu și Asociația Culturală Interactivă Neamț, organizează pe 1-2 octombrie Festivalul Antic, bătălia dintre carpi și roman pe Via Angustia, partenerul media fiind Acum TV. Festivalul Antic, bătălia dintre carpi și roman pe Via Angustia este primul festival de reconstituire antică din zona Văii Trotușului, iar inițiativa realizării acestuia aparține Consiliului Local și primarului Comunei Gura Văii Silviu Tinei. Astfel, în prag de toamnă, la începutul lunii octombrie, pe 1 și 2 octombrie, în apropierea Oneștiului, mai precis la Gura Văii, ne vom delecta în premieră cu spectacole de reenactment, lupte 1-1 între daci și romani, ateliere antice, dar și cu o mare bătălie dintre carpi și romani pe Via Angustia la Gura Văii. Surpriza serii o va constitui defilarea cu torțe aprinse. Aceasta va începe din fața clădirii primăriei Comunei Gura Văii și până la tabăra antică. Potrivit organizatorilor, timp de 2 zile, sâmbătă și duminică, mai mulți războinici daci și romani vor reînvia atmosfera de acum 2000 de ani, invitând publicul într-o călătorie în timp. Domnule primar, suntem în locația unde veți face tabăra antică, unde romanii și dacii se vor confrunta. Am înțeles că pregătiți un eveniment surpriză, un eveniment care va rămâne cu siguranță în memoria locuitorilor comunei, dar și a celor din zonele învecinate. Așa este. O să organizăm în premieră la Gura Văii un festival antic, așa cum a spus și dumneavoastră. Vom aduce în prim plan, live, ca să spun așa, lupta între daci și romani, chiar aici la Gura Văii. Vreau să rămână un moment unic în memoria comunității locale și nu numai. Vreau să rămână un moment unic în istoria Văii Trotușului, de altfel. Cei care vor veni la acest festival antic, cum a spus dumneavoastră, cu siguranță pot veni cu cei mici, pentru că vor avea ateliere meșteșugărești, vor putea bate monedă, vor învăța scrisul antic, vor învăța să tragă cu arcul, să arunce cu săgeata, ceva ce noi poate am uitat în zilele de azi. Așa cum am spus-o întotdeauna, prima dată mă adresez celor mici, elevilor, îi aștept cu mare, mare drag și cu brațele deschise, să vadă cu ochii lor cum trăiau strămoșii noștri, să vadă de unde a plecat România de astăzi, de la colonizarea romană asupra dacilor, să vadă cum trăiau strămoșii noștri, să vadă cu ce se îndeletniceau, să vadă obiceiuri, să vadă cutume, să vadă port, să vadă mâncare și de ce nu să participe chiar activ în marea luptă a dacilor împotriva romanilor. Surpriza serii va fi defilarea cu torțe și a romanilor împreună cu dacii, pentru că până la urmă au învățat să trăiască împreună și așa s-a format și poporul român, de fapt. Așa este, în prima seară va avea loc defilarea cu torțe prin satul Gura Văii. Traseul va începe din fața primăriei și va continua către tabăra de desfășurare, acolo unde a avut loc și parcul tehnic al Cupei Off-Road, pe malul Trotușului, într-un peisaj natural, pitoresc. Vom avea activități frumoase, așa cum a spus și dumneavoastră. Sunt convins că cea mai interesantă și cea mai căutată va fi aceea de monetărie antică, bătutul monedei. Copiii pot să-și păstreze ca suvenir acea monedă. Și nu-i va costa nimic. Atenție! Evident, este gratuit din partea organizatorilor și sunt convins că acest festival, acest eveniment cultural, de altfel, se adresează celor care doresc și sunt însetați de cultură. Va fi un adevărat succes, pentru că deja primim semnale de la cadre didactice de pe raza municipiului Onești și comunele limitrofe care vor să vină cu clasele de copii să participe. Chiar transmit un mesaj pe această cale și invit toate cadre didactice, profesori de istorie mai ales, care vor să participe cu elevii lor la acest eveniment. Intrarea este liberă, este gratuită. Primăria Gura Văii cu organizatorii acestui eveniment vă așteaptă cu mare, mare drag, număr cât mai mare.
pe lângă după atâta bătălii și atâtea confruntări, unul la unul, lupte între daci și romani și marea bătălie, cu siguranță ni se va face foame, vor fi și tarabe cu mâncare. Am invitat în primul rând producătorii locali de pe raza comunei Guravăi, care vor oferi diverse produse alimentare, de la miere de albine până la produse din lactate de la oi sau capre de pe raza comunei, dar nu exclud participarea și altor producători locali din comunele limitrofe. Eu nu îmi doresc să mă închid în jurul comunei mele, ci îmi doresc ca această comună să fie deschisă pentru toate comunitățile de prin împrejurim, pentru că trebuie să trăim într-o bună coexistență. Acesta a explicat că nu întâmplător festivalul este organizat anul acesta pe raza comunei Guravăi, căci scopul declarat al primarului Silviu Tinei este de a face cunoscută zona, de a promova frumusețile și pitorescul locurilor. Sâmbătă 1 octombrie, în jurul orei 11, va avea loc ceremonia oficială de deschidere a festivalului în zona lungii trotușului, urmată de prezentarea trupelor de reenactment prezente, atelierelor carpilor și romanilor. Taberele și numeroasele ateliere meșteșugărești antice vor fi deschise cu această ocazie și vor funcționa până seara, la ora 19. Vor fi ateliere de prelucrare a lemnului, de monetărie, întreținere echipamente, jocuri romane, tir cu arcul, aruncări cu sulița, scriptoria, scrisul antic, fierărie, metaloplastie. Activitățile din tabăra antică, dar și de la spectacolele de reenactment istoric, vor fi realizate de Asociația VTRS Milite Sibiu și Asociația Culturală Interactivă Neamț. Pe parcursul zilei de sâmbătă vor avea loc demonstrații de tehnică militaro-daco-romană, lupte de gladiatori, iar cei mici se vor putea confrunta și ei cu replici din lemn, de săbi și scuturi. În cursul serii este programată marea bătălie dintre carpi și romani. Petrecerea antică va continua cu defilarea cu torțe aprinse și se va încheia cu rugul lui Zamolse, un ritual de incinerare spectaculos. Duminică vor fi activități în tabăra antică, iar cei mici vor putea exersa ei înșiși meșteșugurile din atelierele carpilor și romanilor. Evenimentul este organizat de Consiliul Local și primarul comunei Guravăi Silviu Tinei, împreună cu Asociația VTRS Milite Sibiu și Asociația Culturală Interactivă Neamț și are ca scop promovarea tradițiilor și potențialului turistic al comunei Guravăi. Multiple proiecte pe fonduri europene sunt în curs de implementare la Onești. Despre toate acestea, dar și despre proiectele implementate chiar din prima zi de mandat, a vorbit primarul Oneștiului, Victor Laurențiu Neghină, în cadrul unor declarații de presă. La nivelul orașului pe infrastructură, aici sunt lucrări cu bani de la bugetul local. Anul trecut am reabilitat trotuare în suprafață de 20.000 de metri pătrați. Anul ăsta ne-am propus aproximativ 45.000 de metri pătrați de zone pietonale reabilitate cu pavaj. Mare parte dintre ele vom reuși să le finalizăm până la finalul acestui an în funcție de vreme. Asta este de acum, a venit toamna, va fi un pic mai greu, dar încă lucrăm, se poate lucra și dacă vremea este un pic mai rece. Asfaltări, reabilitări de parcări, anul trecut s-au reabilitat 1350 de locuri de parcare, anul ăsta cred că ne apropiem de 1000. Dacă vremea ne permite, cu siguranță vom atinge numărul de locuri de parcare reabilitate ca anul trecut. Ce să vă mai spun, locuri de joacă s-au montat cu bani de la bugetul local, s-au reabilitat acolo unde s-a putut zonele verzi, am mai achiziționat bănci, coșuri de gunoi, încercăm să dăm o față frumoasă Oneștiului și zic eu că reușim, suntem pe drumul bun. Până la finalul anului următor, sper și cred că vom putea să aducem Oneștiul la o formă corectă. Mă strădui din răsputeri și voi face tot ce e omenește posibil să băgăm până la finalul acestui mandat să băgăm gaze în cartiere și să asfaltăm tot ce nu este asfaltat, drumurile care la această oră încă nu sunt asfaltate. Eu voi face tot ce e omenește posibil, iar oneștenii vor decide dacă am făcut bine sau nu peste 2 ani.
Este de notorietate faptul că echipa Consiliului Județean Bacău a fost alături de Oneșteni prin cofinanțările pe care le-a asigurat la mai multe proiecte. Despre toate acestea a detaliat chiar vicepreședintele Consiliului Județean Bacău, avocatul oneștean Angelo Panfil. Mare parte de implicarea Consiliului Județean la nivelul Oneștiului. După terminarea celor două ședințe, cea de Consiliul Județean și cea de Consiliul Local, putem trage o concluzie fără echivoc. La Onești se poate. Și se poate pentru că există maturitate politică și există înțelepciune. Și se mai poate pentru că la Onești oamenii sunt puși deasupra intereselor personale și orgoliilor de prisos, ca să zic așa. Cred că fără niciun dubiu, Oneștiu poate fi dat de exemplu pentru o bună colaborare în tot județul Bacău. Trecând la proiectul care face obiectul discuției astăzi, respectiv acest proiect pe fonduri europene în valoare de aproape 40 de milioane de lei, da, este clar că a devenit cel mai mare proiect pe fonduri europene care se va implementa la Onești, evident, de către municipalitate, lăsăm la o parte proiectul Raja, care depășește această sumă. Cu titlul de premieră este și cea mai mare cofinanțare pe care Consiliul Județean o asigură unui proiect pe fonduri europene la Onești, depășind proiectul de la spital de eficientizare energetică, cred că suma este aproape dublă, dacă nu greșesc, aproape 2 milioane de euro. Deci, pe lângă acest proiect, vorbim de implicarea Consiliului Județean la spital, așa cum v-am zis, pe eficientizare energetică, un proiect extrem de important pentru spitalul din Onești. N-aș vrea să uităm că unitatea de primiri urgențe de la spitalul din Onești, una dintre cele mai moderne din țară la momentul respectiv și astăzi, la fel, se află în top, este implementată de către Consiliul Județean. N-aș vrea să uităm de asemenea că strada industriilor, a cărei licitație abia a luat sfârșit și înțeleg că este foarte posibil ca în această toamnă constructorii să se apuce de treabă, un proiect de aproape 27 de milioane de lei, un proiect extrem de important pentru zona industrială. N-aș vrea de asemenea să uităm nici de strada Vișoarei, care tocmai ce a fost terminată și recepționată, un proiect de asemenea foarte, foarte generos din punct de vedere financiar și, evident, etajele 4 și 5 de la Spitalul Municipal, proiect finanțat de Consiliul Județean. Depunem eforturi și noi, cei de la Consiliul Județean, pentru că nu este ușor să te împarți între 90 de UAT-uri, toate au nevoie de ajutor. Ne-am implicat aici la Onești pentru că a existat, în primul rând, această înțelepciune și comunicare cu domnul primar. Proiectele despre care discutăm astăzi, de fapt, sunt două proiecte integrate într-unul mare, așa cum mă văd obligat să mă repet. Eu vorbesc de două proiecte pentru că sunt două obiective importante în oraș care vor fi reabilitate. Se intrase în criză de timp și mulțumim lui Dumnezeu că am găsit soluția pentru a aduce aceste proiecte la implementare. O să vedem, sperăm să fie și duse la bun sfârșit. Cred că e prematur să spun, să folosesc cuvântul ăsta, duse la bun sfârșit. Suntem alături de oneșteni, suntem alături de UAT-urile care au nevoie de ajutor. Consiliul Județean este și va rămâne cel mai mare integrator de proiecte din județ și așa cum este și normal de altfel. Marți 20 septembrie, Valentin Ivancea, președintele Consiliului Județean Bacău, împreună cu Cristian Aurelian Ciubotaru, primarul orașului Târgu Ocna, echipa din conducerea de GASPC Bacău, o parte dintre angajați și beneficiarii Centrului de Zi Târgu Ocna, au participat la un eveniment de suflet. Este vorba de darea în folosință a noilor locuințe protejate din cadrul proiectului Centrul de Zi pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Târgu Ocna. Valoarea totală a proiectului este de 5,7 milioane de lei, 30% reprezentă
reprezentând cofinanțarea Consiliului Județean Bacău. În cele 4 locuințe construite și dotate la standarde europene, beneficiarii vor avea servicii sociale cu rol de suport și prevenire a reinstituționalizării prin acordarea consilierii, asistenței și sprijinului necesar. Esențial este faptul că, datorită atmosferei și condițiilor oferite, aceste imobile pot fi numite acasă de către beneficiari. Suntem în spațiu social gestionat de Direcția de Asistență a Persoanelor cu Dizabilități de la Bacău, sub patronajul Consiliului Județean, dar în Târgu Ocna. Aici, nu de mult timp, s-au încheiat două proiecte cu finanțare europeană, construirea unui centru de zi pentru persoane cu dizabilități și din sistem, dar și pentru comunitate, cu adresabilitate, un centru deschis și pentru persoanele care au nevoie din comunitate, și un alt proiect cu construirea, chiar s-au construit 4 clădiri și sunt cazați niște beneficiari prin reorganizarea Direcției de Asistență Socială, și aici se desfășoară servicii de specialitate cu mare dăruire, cu oameni specialiști, cu oameni care au ales să-și dăruiască experiența lor pentru cei pe care viața i-a rânduit ca în această etapă să traverseze o perioadă mai dificilă. V-a lăudat toată lumea, am văzut în cadrul prezentării că ați răspuns prompt ori de câte ori a fost nevoie, ați ajutat așa cum ați putut mai bine, în calitate de primar. Da, spațiul aparține Consiliului Local, este în patrimoniul orașului, aici a funcționat Spitalul Orășenesc Târgu Ocna și el a fost oprit ca urmare a reformei în sistemul de sănătate, și aici s-au pus bazele acestor centre de îngrijire a persoanelor cu dizabilități. An de zile în urmă, tot pentru un proiect european, a fost pus în valoare o parte din clădiri, au fost puse în valoare o parte din clădiri și funcționează aici un centru de îngrijire a persoanelor cu dizabilități, și acum o altă locație a fost pusă la dispoziție. Noi nu ne-am făcut decât treaba, ceea ce era un lucru corect, și în calitatea mea de primar, când am preluat mandatul, era aici un plin șantier și cu provocări, și Consiliul Local a răspuns de fiecare dată pozitiv și am adoptat tot ce documente au fost necesare ca această investiție să se desfășoare în timp, să ne încadrăm în parametrii ceruți de finanțatori Uniunea Europeană, și iată că în zilele astea vedem efortul muncii tuturor. E un proces întreg, astăzi a fost doar o etapă de prezentare a ceea ce s-a întâmplat aici, și pentru comunitate este foarte important, pentru că existența a încă unui număr de locuri de muncă, 20 și ceva de locuri de muncă, spune foarte mult pentru comunitatea noastră. Locuri de muncă decente, locuri de muncă cu o pregătire ridicată, și nu este ușor să îți dai din dăruirea ta celor cu nevoi. Până la urmă, e bine că s-a finalizat un proiect cu fonduri europene. Este foarte bine că s-a finalizat. Nu numai aici am finalizat proiectele, am finalizat și în alte localități și sperăm să câștigăm și alte proiecte de acum încolo, că le-am finalizat pe cele care le aveam de finalizat până în acest moment. A fost o muncă grea, o muncă susținută, probabil că s-a și spus de altfel în prezentare, că au fost momente cu urcușuri, coborâșuri, așa cum sunt la toate proiectele europene. Au existat din toate momentele, dar echipa a fost implicată, am primit și ajutorul necesar din partea Consiliului Județean, din partea domnului primar, din partea tuturor celor care s-au implicat, și pe această cale chiar țin să le mulțumesc că au fost implicați și ne-au ajutat tot ceea ce am făcut, și am ajuns astăzi aici să finalizăm acest proiect și să ne bucurăm alături de beneficiari de condiții mai bune și de libertatea de a trăi ca într-o familie. Se poate spune la această oră că acest centru de zi din Târgu Ocna este unui etalon? Cam tot ce face de GASPC-ul este etalon. Fără a fi lipsit de modestie, fără a fi lipsit, nu? n-aș vrea să mă pronunț într-un sens sau altul, dar să știți că, în general, am găsit o instituție bine pregătită și o instituție pusă la punct din punctul ăsta de vedere, și mă bucur că e o echipă cu care pot colabora și cu care pot munci să avem și rezultate. Care ar fi, să zicem, strategia pe viitor? Pentru că, până la urmă, acesta aici s-a pus punct, să zicem, acestui proiect. Probabil că urmează și alte provocări. Vor urma și alte provocări, cu siguranță avem, la nivel de județ, avem mai multe proiecte în care vrem să ne implicăm, chiar și în Bacău. Așteptăm și partea de finanțare. Acum intrăm în partea de finanțare să vedem ce accesăm în continuare. Spor la treabă! Vă mulțumesc frumos, succes și dumneavoastră!
Duminică 25 septembrie de la ora 15 a avut loc la Onești, pe platoul din fața Casei de Cultură, Promenada Inimilor. Au răspuns prezent și sportivii Clubului Sportiv Municipal Onești, dar și ai Clubului Sportiv Școlar Onești, alături de antrenorii principalelor ramuri sportive, cât și directorii celor două instituții sportive. Mai multe în minutele următoare. Puteți fi, nu trageți în pianist, cu toții la sport. Toții la sport, coincide evenimentul. Domnul Zăltoi este alături de noi. Săptămâna Europeană a Sportului și n-am avut într-adevăr la Onești evenimente sportive în această săptămână. E frumos că cei de la Rotary Club s-au gândit să facă acest eveniment, adică să continue tradiția, că e a 8-a ediție a Promenadei Inimilor. Foarte bună, place cu văd sportivii de la CSM Onești, de la CSM Onești, împreună cu antrenorilor, împreună cu părinții, cu familiile și văd și foarte mult se leg de la școlile, de la liceele din oraș. La mare este Maria Gihar. Sperăm să ajungem anul acesta până la final la 240 de medalii, dar acesta este obiectivul pe termen scurt. Pe termen mediu, obiectivul este de a reuși calificarea pentru Paris 2024 cu un sportiv de la haltere prin Mihaela Cambei, iar ea și-a luat acest obiectiv foarte în serios. Deja va începe competițiile pentru calificare. Mai avem speranța că vom avea calificați unul, dacă nu doi sportivi la atletism și aici vorbim la aruncări pe Alin Firfirică și la săritura în lungime pe Gabriel Pitan. Și până atunci, bineînțeles că va trebui să, primul rând, să ne calificăm, să ieșim campioni și să ne calificăm pentru participarea în internațional la campionatele europene. Dacă ele vor decurge cum trebuie, vom pleca mai departe la mondiale și este un întreg ciclu pe care sper să reușim să-l parcurgem, să nu fim eliminați din timpul jocului și să trăim cu toții bucuria Parisului. Regiunea Dărmănești a început lucrările la un izvor recunoscut pentru calitatea apei. Ce intenționează să facă primarul orașului Dărmănești, Constantin Toma, aflăm chiar în minutele următoare. Lucrările la amenajarea izvorului sunt în plină desfășurare. Când au început? Suntem pe strada Minerilor, oraș Dărmănești, la unul dintre izvoarele, să zic, cele mai renumite din zonă și cele mai vechi din zonă. Lucrările au început acum 3 zile, constructorul se mobilizează, avem termen maxim o lună de zile să finalizăm, eu cred că în 3 săptămâni terminăm. Am făcut analizele privind calitatea apei. După ce vom finaliza investițiile, din nou vom face și vor fi afișate aici. Apa e bună de băut, e nepoluată și sperăm ca cei care folosesc această apă să aibă niște condiții mult mai prielnice față de ce a fost până acum. Un accident rutier a avut loc luni dimineață, 26 septembrie, în jurul orei 10, în localitatea Filipești, sat Hârlești. În urma impactului, o persoană a fost rănită. Un autoturism a intrat în gard în comuna Filipești, satul Hârlești. La locul indicat s-a deplasat de urgență un ASAS, o descarcerare și un echipaj SMURD. Forțele au ajuns la fața locului. Victima a fost extrasă din autoturism de către cetățeni. Era conștientă și acuzat dureri lombare și a fost predată ambulanței SMURD. S-au luat măsurile PSI. Ei se arată în informarea de presă transmisă. Acestea au fost știrile. Vă invit în continuare să aflăm care va fi prognoza meteo. Marți 27 septembrie, cerul va fi parțial noros. Mercurul în termometre urcă până la valori de 23 de grade Celsius, iar minima pe timpul nopții coboară până la 12 grade Celsius. Miercuri 28 septembrie, în cea mai mare parte, cerul va fi senin, vremea continuă să se încălzească, maxima zilei ajunge până la valori de 23, chiar 24 de grade Celsius, în timp ce minima pe timpul nopții coboară până la valori de 10 grade Celsius.
Acestea au fost știrile. Nu uitați, mai multe informații puteți afla accesând site-ul www.acum-tv.ro și ne puteți aprecia cu un like pagina de Facebook Acum TV Kids.